Studenți în anul întâi la Facultatea de Științe Economice și Administrare a Afacerilor la Universitatea de Vest din Timișoara, tinerii au decis să îi ajute pe absolvenții de clasa a 12-a să învețe în timp record pentru a putea promova examenul de bacalaureat chiar din prima încercare. Tart am plecat de la ideea că o să ne axăm pe dezvoltarea personală și pe conștientizarea a ce poți să faci tu. Deci tu poți să iei bacul începând din ziua asta, să zicem că n-ai învățat nimic 4 ani de liceu. 4 ani, mai 24 de zile, am calculat, peste 550 de ore. Împărțit la 3 materii câte îs, să iei bacul, din start am zis, la română, la biologie, iei 10, dacă înveți 2 săptămâni. Matematica, lucrez în fiecare zi. La partea 1 și un pic din partea 2 ai trecut. Din start ai o medie de 8-80, 8-70, să intri la facultate. De ce să nu faci asta? De ce să nu vii la cum să iei bacul și să afli părerea unor studenți care au învățat în sesiune peste 500 de pagini, într-o chestiune de 2 săptămâni? Poți să faci asta, noi avem încredere în voi și speram să fiți mai mulți aici. Chiar dacă la prima sesiune de coaching nu s-au prezentat foarte mulți elevi, cei care și-au manifestat interesul susțin că își doresc să promoveze din prima. De ce ai ales să participi la această sesiune de coaching? Pentru că chiar îmi doresc să iau bacalaureatul și m-am gândit că este folositor. Am spus de ce nu. Poate, nu știu, voi obține niște sfaturi despre cum să învăț sau care mă vor ajuta. Cum te-ai pregătit până acum? Mă învăț în fiecare zi la o altă materie. Deci, de exemplu, azi la istorie, mâine la română și a treia zi la geografie. Am ales să particip pentru că sunt informații în plus care o să mă ajute să învăț mai bine pentru bacalaureat și nu are ce să strice. Și acasă, până acum, ce am învățat a fost o parte din materie și mai am de învățat și tot timpul mă las distrasă de alte lucruri și vreau să aflu cum să mă mai las distrasă de acele lucruri. Grecu, Ana, Sergiu Foca și Dinu Hotico susțin seminarul gratuit. În afară de mesajul de conștientizare, ei oferă sfaturi despre organizarea eficientă a timpului pentru rezultate cât mai bune.